pe un trade pe Ethereum, ETH. Și am intrat un pic cam repede, dar cred că o să mai mi-adaug o poziție aici mai sus un pic să ne ridicăm puțin. Să ne ridicăm puțin poziția. Da, sper să mi se cumpere acum. Și momentan sunt pe minus, dar cred că o să se întoarcă trade. Și nu mi se cumpără. Pe unele trade-uri mai suferim câte un pic, nu merg toate perfect în momentul în care intri. Da, vedem că aici au fost și niște lichidări. Acolo, pentru cei care nu folosiți BitMEX-ul, pătratul acela verde apar lichidările. Și uneori lichidările sunt un semn că trade-ul se întoarce, adică deja vine în jos. Era bine totuși dacă îmi luau poziția aia de 500, îmi ridica și mie puțin poziția. Normal când fac trade-uri împotriva marketului, împotriva trendului. Acum era clar un trend care mergea în sus. Vânez distanța între trade și moving average-ul de 20. Însă aici am intrat cam repede pe trade. Și vreau să adaug poziții, dar văd că nu mi s-au luat. Încet, încet o să atingă și poziția mea. Gândesc unde să-mi închid poziția. Tâng asta că mă enervează. Da, acum sperăm că da, începe să vină în jos. Am ajuns pe 0 acum. Da, poziția de 4000 e un pic mai mărită. Bine, nu știu dacă pentru unii mică, pentru unii mare, dar îți poate face ceva damage-uri, ceva minusuri. Nu cred că ajunge chiar la 206. Hai să ducem un pic mai sus la... Aici cred că am avut o rezistență aici și 206,60. Hai că-l închidem. Lăsăm să vedem până unde pic. Cum ar fi tare să ajungă la 206 60 și să se întoarcă acolo și să nu am poziția pusă. Da, trebuie să ai câteodată și un pic de sânge rece atunci când joci cu
atunci când faci trade. Dar cred că o să închid aici. 0,035, 35 de lei, în jur la 100 și ceva de lei, 30 parcă de lei, acum ai 9000 Bitcoin-ul. Am un profit bun, ținând cont că a și suferit un pic că s-a dus în sus. Este pe plus. Dacă mi s-a luat poziția aia acolo în vârf, era bine. Poate puteam pune și mai jos, poziția mai mare. Mai ridicam puțin poziția și îmi creșteam și poziția totală. Da, e bine că a venit în jos. Nu-mi place RSI-ul cum tăpșit acolo jos. Ajung în poziție în zona de oversold. Da, am mutat un pic. Închiderea, sper să scap de el, că am impresia că o ia un pic în sus, dacă nu se dau un market. Nu fie, acum poate să fie respins aici și să o ia, sau mai ia o tură în sus, oricum după aia va veni în jos, dacă o ia în cotură. O să mai adaug poziții, o să mai adaug un 4000, îl las să meargă până mai sus, poate 209 dacă îl atinge și apoi o să mai adaug 4000, dar văd că nu are forță să spargă. Da, e clar, vine în jos. Cred că o să vină în jos. Nu, dacă mergea în sus, trebuia să-l spargă deja. Chiar dacă sunt ceva comenzi, nu, de lunguri, nu cred că o să vină în jos. O să vină acum în jos 100%. Așteptăm un nou candle. Da, cam așa arată o zi, adică o zi. Cam așa arată trade-urile pentru cei care sunt noi și vor să învețe să facă trade, vadă cum se face trade. Cel puțin la scalping așa arată. Dacă vrei să faci day trading mai, sau faci pe o perioadă mai lungi, da, e mai lejer. Îți pui o poziție, îți fixezi stop limitul și până unde crezi că o să ajungă, pui poziția, închizi calculatorul sau faci altceva, te duci la muncă, te duci și când vii acasă vezi ce s-a întâmplat, ce s-a închis, hai că vine în jos acum, ce s-a luat stop limitul sau ce s-a închis poziția pe profit. Da, e o metodă bună. Mulți fac bani din ea. Mulți așa fac bani. Însă, nu. Fiecare ce îi place mai mult și ce îi place să facă. Tipul de trade care îi se potrivește cel mai bine.
Am observat că ăsta ar fi tipul de trade cel mai potrivit mie și pe care am făcut cei mai mulți bani și așa o să continui să fac. Hai să vedem. M-a spus că vine în jos. Și a început să vină. Și destul de bine vine. Să punem aici să ni se închidă. Sper să mai vină un candle. 0050, alea nu știu câte-i. Că e în jur la bana. Jur la 100 și ceva de lei, 200 de lei, în fine. Dacă ar fi fost 10.000 Bitcoin-ul, ar fi fost 50 de dolari. Acum e 9.000 Bitcoin-ul, deci pe acolo. M-am dus până la market. Deși cred că ar trebui să dau un market acum. Să nu fie respins aici. Ah, că deja a început să mă enerveze. Cred că o să-l întoarcă. Punem aici să ni se închidă. Cred că ar fi momentul să dau un market. Este și șansa să meargă până într-un 206 să-l atingă. Să atingă EMA 200. Dar scad mult comenzile de vânzare. Ceea ce mă preocupă un pic. Nu era momentul să scadă. Trebuia să mai vină un candle, dar o iau în sus acum. Trebuia să formeze, dacă venea în jos, aveam nevoie de un candle roșu, mai mare ca cel dinaintea lui. Și atunci era clar că avem un trend care merge în jos, și mi se închidea și mie poziția și eram bine. Și acum o să respingă. Acum următorul candle e definitoriu, să zic. Deja suntem de mult timp pe trade. Bine, am și intrat acolo mult prea repede. Vedeți unde am intrarea. Am greșit puțin intrarea. Trebuia să stau până la primul candle roșu, cel puțin. Dar m-am aruncat un pic prea repede. Se mai întâmplă și la case mai mari. Deci nu e o tragedie din asta. Bine, și nu suntem perfecti cu trade-urile. Că acum, clar, după candle-ul ăsta, nu-i aia bună. Nu știu cât de interesant e să vă uitați la astfel de clipuri, însă am observat că nu închidem asta. Deja mergem sus, dar trebuie să mă gândesc cum proced. Nu sunt mulți care fac trade-uri live. Poate nici pe afară, știi? Adică clipuri în engleză nu sunt mulți trader care să-și afișeze toate prostiile care le fac. Adică și chestii bune și chestii mai
mai puțin bune. Și cred că cel mai mult încep să înveți când vezi exact cum fac. Nu aș putea să mă apuc acum să povestesc despre teorie, dar nu cred că are rost. Cum deja mă enervează trade-ul ăsta prea tare și îmi strică așa toată dispoziția. Mă gândesc serios să... Nu știu dacă azi să ajung la 206.75 încă o dată. Uităm puțin în spate, a crescut destul de mult și să nu mai fie încă un val în sus. A fost respins destul. Da, e clar. Vedem, avem un higher high și un higher low. Nu cred că o să mai facă să vină mai jos decât 205. O să meargă în cotură mai sus. Poate să atingă 209 lei. Și apoi va trebui să adaug poziții ca să îmi ridic suma și mai bine ar fi, cred că mai înțelept să ies de pe trade-ul ăsta și să aștept să văd ce se întâmplă și hai să mai încercăm o dată aici. Da, nu cred. Acum ar trebui să vedem dacă are bull-ul ceva, bear-ul ceva putere să împingă acum la EMA20 ăsta, dacă găsește un suport acolo și să-l mai împing o dată în jos. Însă după order book nu prea arată prea bine treaba. Mă tentează să dau un market. Și cu poziția așa de jos ar putea să... Cum ar acolo găsim suport, ar fi un lucru ideal. Boring stuff. Hai că vine acum în jos. Încă un candle roșu mai avem nevoie. Bun. Hai încă un pic. 29, 30 la 30 avem în jur de 100 de lei acolo. Da, câte minute avem de când am 18, 19, 100 de lei în 20 de minute? Ah. Bine, pentru România e bine, să zic. Ai atâta, toate ești atât de aproape și totuși atât de departe de tot. Nu, că facem higher low acolo și m-au respins. M-au respins și mergem sus, închid pe market și asta e. Bun, ne luăm profitul. Și asta e. Da, până la urmă a fost un trade pe plus, un trade greu, am suferit. Nu știu cine zicea la trade-urile astea max pain. Da.
Am intrat puțin prea repede, dar și nu mi s-a luat poziția de